Pe invitatul nostru special din această seară, domnul Vasile Bănescu, purtător de cuvânt al Patriarhiei Române, cel care adesea, de-a lungul timpului, știm foarte bine că a luat asupra sa um, responsabilitatea și a comunicat mesajul Patriarhiei. V-aș întreba, domnule Bănescu, vedem în urmă cu doar câteva minute, a ajuns Lumina Sfântă în țara noastră. Și bineînțeles că toți credincioșii din țară se așteaptă ca Lumina Sfântă de la Ierusalim să ajungă și în bisericile din care ei fac parte. Ce se întâmplă acolo unde știm că nu există această posibilitate? Pentru că sunt români care au așteptări. Mulțumim vă mai întâi pentru invitație, sunt foarte bucuros și onorat să fiu în această seară foarte importantă alături de dumneavoastră și de telespectatorii postului B1 TV. Țin înainte de a vă răspunde să vă felicit pentru inspirația de a fi invitat pe Părintele Emanuel Nuțu în deschiderea emisiunii. Vă mărturisesc că este unul dintre cei mai vrednici preoți din Patriarhia Română. Am avut privilegiul să văd cu ochii mei ce a realizat acest preot la Viena, o biserică absolut splendidă, care urmează să fie și pictată în curând. O biserică și edificii lângă biserică construite pe un teren viran de lângă Viena, prin efortul lui și al familiei lui extraordinare. E unul dintre românii care face cinste României în, în Occident. Revenind la întrebarea dumneavoastră, eu însumi am ținut de multe ori să subliniez că lumina care vine de la Ierusalim nu trebuie idolatrizată. Noi suntem foarte ușor antrenabili pe panta idolatrizării unor lucruri. Lumina și minunea venirii luminii la Ierusalim sunt expresia în primul rând a unei cereri izvorâte din credința celor care se roagă pentru ea. Dar această lumină care vine la Ierusalim și pleacă din biserica Sfântului Mormânt și adusă datorită unor mijloace moderne de transport acum și în alte țări, și iată, și în România, datorită inițiativei pe care părintele patriar Daniel a avut-o în 2009, este o lumină care în semnificația ei este absolut egală cu lumina luată de pe Sfânta Masă a unei biserici de lemn de oriunde din această țară. Nu trebuie să acumulăm sau cineva dintr-un sat, dintr-un cătun care nu are acces la această lumină să nu aibă vreodată sentimentul de frustrare. Lumina învierii este una singură, iar aducerea luminii de la Ierusalim reprezintă doar un plus de bucurie, mereu e loc de un plus de bucurie în viața noastră, pentru cei care știu că și-a prin lumânarea în marile orașe, cel puțin, din această lumină. Lumină din lumină, cum se spune, dar din dar, e o bucurie în sine, dar bine că ați subliniat acest lucru. Cei care nu ajung să-și aprinde lumânarea într-un anumit loc din România, din această lumină, să fie la fel de împăcați, la fel de bucuroși. Hristos a înviat pentru toți și acesta este evenimentul pe care îl sărbătorim în această noapte. Un mesaj foarte important pe care l-ați transmis, tocmai pentru că știm că nu are cum să ajungă lumina de la Sfântul Mormânt peste tot. Și, prin urmare, aș vrea acum să vă întreb, după ce credincioșii merg la biserică, asistă la slujba care oficiază învierea Domnului, vedem că ulterior cei mai mulți dintre ei pleacă acasă cu lumânări aprinse. E important, poate pentru mulți dintre ei, să știe ce să facă cu această lumânare pe care o iau acasă. Sunt două registre ale întrebării dumneavoastră. În primul rând, să recunoaștem adevărul, exact cum spuneți noastră, cei mai mulți dintre cei care vin la slujba de înviere ar, participă doar la slujba de înviere, care e separată de Sfânta Liturghie care începe după slujba de înviere oficiată întotdeauna afară în curtea bisericii, ca semn că învierea lui Hristos se vestește tuturor de pretutindeni și nu doar celor din uh, biserică, iar dincolo de asta, firește, apare un semn de întrebare în ce măsură cei care vin la slujba de înviere și e foarte bine că vin. E bine și atât. Slavă Domnului că ne deplasăm și pentru aceste 40 de minute din casă, îl urnim pe măreția sa telespectatorul care de obicei adoarme la televizor și iese din casă să-și aprindă lumânarea în curtea bisericii. Este ceva, Bineînțeles că nu este deplin plin lucrul acesta. Există grade de încreștinare între fiecare dintre noi, fiecare suntem încreștinați în grade diferite, fiecare postim după măsura lui, postul e ca o haină pe care o îmbrăcăm fiecare după măsura lui, sunt oameni mai neputincioși, dar îmi vine mereu în minte în această seară și în această noapte un cuvânt al unuia dintre cei mai mari sfinți creștini ortodoxi, Sfântul Ioan Gură de Aur, Într-un cuvânt al său de înviere, acest uriaș episcop și orator vestit spunea: Veniți toți cei care ați postit sau n-ați postit, absolut, toți veniți și bucurați-vă de înviere. Această chemare a lui Hristos, care și în viața lui pământească s-a orientat spre absolut oricine, a stat la masă cu oameni absolut criticabili, păcătoși, a fost mustrat din cauza aceasta. Hristos nu are bareme uh, legate de oferirea dragostei lui. Se dăruiește tuturor, cum spune uh, Scriptura, stă la ușa inimii și bate, dacă vrem îi deschidem, nu dă buzna, nu ne constrânge, nu ne târăște după el, așa și slujba de înviere. E o bucurie, e o vestire a evenimentului fără de care n-ar fi existat creștinismul și noi n-am fi vorbit acum despre asta, iar cei care se așează la masă după slujba de înviere, să nu uite ce îi adună pe ei la masă în această noapte. Cine este cel care îi adună? Părintele Patriarh a subliniat o nuanță recent care mi-a plăcut foarte mult în cuvântul, în cuvântul său: Paștele nu este despre ceva, ci despre cineva, evident cu majusculă. Persoana lui Hristos, Dumnezeu întrupat. Dumnezeu, care a fost om, a cunoscut bucuria, suferința noastră, ca om de plin, este cel care, Dumnezeu fiind, nu putea fi ținut captiv de moarte și a înviat. Învierea lui este dovada Dumnezeirii lui, iar dacă el a fost Dumnezeu și e foarte greu să crezi că nu a fost, atunci cum putem noi să trăim ca și cum el n-ar fi fost aici, pe planeta pe care trăim noi? Acest sentiment al contemporaneității cu Hristos acest sentiment al prezenței lui. Cum spune Mircea de timpul sacru este un timp în care se actualizează de plin evenimentul sărbătorit. De asta noi suntem și noi suntem martori ai învierii. Nu trebuie să fi trăit în anul 33 și să ne fi numărat printre cei din preajma crucii lui Hristos, ci astăzi putem fi și noi contemporani cu el. Cum? Prin credință. E marea taină care ne deosebește unii de alții Grade de credință diferite, apropiere diferită de Hristos. Important e să fim pe cale. Cum spune Nicolae Steinhardt, unii aleargă, unii merg șchiopătând, alții târșindu-se. Nu putem alerga cu toții la fel. De asta să nu disperăm niciodată. Tâlharul de pe cruce, de lângă Hristos, a fost mântuit în ultima clipă. Și noi avem această șansă. Important e să nu ratăm conținutul sărbătorii. Bun, și pentru că vorbim despre acest conținut al sărbătorii, vedem că astăzi suntem în ultima zi a săptămânii patimilor. O zi în care, până la urmă, suntem în continuare mai zmeriți, cu o mai multă plecare spre rugăciune. De altfel, este ziua în care, în continuare, credincioșii, cel puțin, sunt mai triști. Însă, învierea vine cu această trecere de la tristețe la bucurie. Și acum v-aș întreba cum trebuie să perceapă credincioșii această trecere după o perioadă în care a fost și săptămâna patimilor, o perioadă îndelungată de post și mai ales ultima săptămână care, așa cum se numește, a patimilor a fost o săptămână în care oamenii poate au fost mai drastici cu ei și au fost mult mai atenți la ce fac. Da, acesta ar fi sensul. Săptămâna aceasta a Sfintelor Pătimiri ale, ale, lui Hristos, evident că aruncă prin timpul ei pe care îl descifrăm evenimențial, adică știm ce s-a întâmplat în zilele acestei săptămâni. Odată intrat în Ierusalim, Hristos a parcurs un crescendo, tensiunea în jurul lui a crescut, s-a luat decizia la templu din Ierusalim să fie arestat a fost arestat mai întâi trădat de unul dintre apropiații lui care avea și el o mentalitate eronată despre autenticul Mesia. Hristos a fost inițial perceput când a intrat în Ierusalim cu o duminică înainte de flori ca fiind osana, cel trimis de Dumnezeu, mântuitorul, eliberatorul. Conceptul ebraic de Mesia fusese foarte mult politizat, chiar militarizat și identificat cu regalitatea, se aștepta venirea unui, unui erou național care să îi elibereze de sub stăpânirea romană sub care gâfâiau cu adevărat, era o stăpânire aspră și acest lucru a contribuit inițial la o stare de entuziasm, ulterior foarte geloși pe popularitatea crescândă a lui Isus, conducătorii de la templu au luat decizia să-l aresteze pentru a nu se crea în jurul lui Isus, o mișcare care să fie taxată foarte dur, punitiv, de către romani. De aceea, miercuri este trădat de Iuda și, evident, dacă ești un creștin autentic, te gândești la ce s-a întâmplat, de aceea este și ziua de post miercurea, iar joi seara este arestat după cina cea de taină, vineri judecat sumar și condamnat la cel mai odios supliciu posibil, răstignirea. Așadar, tristețea despre care vorbiți nu este o tristețe rezultată din post. Postul autentic nu trebuie să exprime tristețe, Noi o spune chiar Hristos în predica de pe munte, să nu postim și să ne plângem că postim, să nu postim și să arătăm cu degetul la noi că postim, să postim discret ca și cum n-am face-o. Acesta este postul autentic care nu subliniază ego-ul, ci subliniază relația cu ceilalți, autenticul post fiind Constituit din refacerea legăturii cu celălalt și rafinarea ei în cheia bunătății. Așadar, sunt zile, într-adevăr, care constituie uh, cele mai dense zile din anul liturgic și calendaristic. Poate vorbim și despre calendar, din câte știu, urmează să abordăm și această temă. Este așadar o săptămână la capătul căreia. Dacă am traversat și am urcat, măcar și o treaptă, dacă nu mai multe, pe calea aceasta ascendentă a apostolului, ne putem bucura, începând din această noapte, de cel mai posibil, îmbucurător eveniment care s-a petrecut în această lume. Dacă Hristos a înviat, vom învia și noi? Pentru că, o spun marii părinții ai bisericii, noi murim după asemănarea Lui. El fiind om de plin și având fire omenească de plină, este limpede că Dumnezeu fiind în mijlocul nostru, antrenează ulterior și firea noastră și vom învia noi înșine. De aceea încrez în simbolul de credință, mărturisim inclusiv acest adevăr al învierii. E foarte important și m-aș bucura ca toți cei care ne urmăresc să cunoască conținutul crezului creștin. Altfel, ne declarăm creștini doar la recensământ, dar cred că e prea puțin. Bun.